numesc Emanuel Schipor, am 27 de ani și am fost diagnosticat cu cancer testicular în 2010. Aștept cu nerăbdare dezvoltarea planului european de combatere a cancerului. Sper că lansarea planului va fi un pas important în abordarea problemelor care sunt deosebit de importante pentru mine, un tânăr adult afectat de cancer, cum ar fi discriminarea financiară, discrepanța între Europa de Est și Vest sau conservarea fertilității și consultarea pentru fertilitate de la o vârstă fragedă, astfel încât toți pacienții cu cancer să poată spera la o viață normală după terminarea tratamentului.